în mijlocul nostru și să ne ajuți, Doamne, ca să Te cunoaștem mai bine, să Te vedem mai bine și să înțelegem mai bine care este voia Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce faci pentru noi în fiecare zi. Amin. Sfânt ești, Sfânt ești, Domnul.
să vin înaintea ta. Arată-mi tu mormântul gol, du-mă la Golgota, ca să nu uit Ghețima și nici de agonia grea, ca să nu uit iubirea ta, du-mă la Golgota. Doamne, ajută-mă să port crucea mea zi de zi și chiar paharul tău să-l beau, gata la suferit, ca să aș vrea să deschidem la Romani, capitolul 14, și să citim versetul 1. Romani, capitolul 14, versetul 1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Amin. Vă rog să ocupați locuri. Cred că este un motiv de mare bucurie pentru fiecare dintre noi să fim în casa Domnului în această după-amiază. Și cred că Domnul se bucură în mod deosebit pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați ales să fiți în seara aceasta aici. Aș vrea ca să continuăm tema din dimineața pe care fratele Simeon a adus-o înaintea noastră și să vedem câteva principii despre îngăduința creștină. Și aș vrea ca Domnul să se atingă din nou de noi și să cunoaștem mai bine ceea ce vrea El de la noi. Să înțelegem mai bine ceea ce vrea El de la viața noastră, ceea ce vrea El de la inima noastră, de la mintea noastră. Și versetul pe care l-am citit mi-a stat de multe ori în gând și m-am gândit de ce trebuie să primim bine pe cei slabi în credință. De ce trebuie să ne purtăm frumos, cu îngăduință față de cei care sunt mai slabi ca și noi? Și m-am gândit că în viața aceasta, noi, fiecare dintre noi, luați individual, avem o luptă de dus și de multe ori poate că ne simțim singuri, dar Dumnezeu vrea ca noi să fim o echipă. Vrea ca noi să fim camarazi de luptă. Vrea ca noi, fiecare dintre noi, să simțim unii cu alții și să mergem împotriva celui rău, având în spatele nostru pe frații noștri, având lângă noi pe surorile noastre, pe frații noștri, pe cei mai tari poate lângă noi sau pe cei mai slabi. Și Domnul vrea de la noi ca să ne ajutăm unii pe alții, pentru că lupta nu este ușoară, este grea. Și știm fiecare dintre noi. Și dacă lumea ne învață să fim egoiști, Dumnezeu ne învață să fim o echipă. Și pentru aceea aș vrea ca pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră să rămână îndemnul acesta: primiți bine pe cei slabi în credință. Apoi aș vrea să mai citesc un verset din Romani, tot din capitolul 14, versetul 13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Și probabil că
în biserica din Roma, de multe ori, creștinii, frații, se judecau unii pe ceilalți. Și Pavel îi îndeamnă să nu mai facă lucrul acesta, pentru că nu este bine, ci mai degrabă fiecare să se judece pe sine însuși și să nu cumva să fie o pricină de potignire sau un prilej de păcătuire. Și m-am gândit la mine, m-am gândit, oare, Doamne, judecând pe alții, nu am fost eu cumva o pricină de potignire? Nu am fost cumva eu acela care am dat un prilej de păcătuire? Aruncând vorbe aspre asupra fratelui meu sau asupra surorii mele, nu am făcut cumva ca acea persoană să se supere sau să se simtă jignită? Aș vrea ca în această seară să ne gândim la lucrul acesta. Aș vrea să ne gândim dacă nu cumva am judecat pe cei din jurul nostru și nu ne-am judecat pe noi. Dacă nu cumva de multe ori am văzut paiul din ochiul fratelui nostru și n-am văzut bârna din ochiul nostru. Aș vrea ca Domnul să ne cerceteze și să vedem ceea ce dorește El de la noi. Și al treilea principiu pe care în Romani putem să-l descoperim și cu siguranță că sunt multe altele, dar cu acesta aș vrea să mă opresc în capitolul 15 de data aceasta, versetul 5 și 6. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Aș vrea ca fiecare dintre noi să avem aceleași simțăminte, simțăminte bune, simțăminte de îngăduință, simțăminte de pace, de dragoste, unii față de ceilalți, și să nu ne judecăm, ci să ne ajutăm la greu și la bine, să fim împreună pe aceeași cale, să fim împreună în aceeași luptă, să dăm dovadă că suntem frați și surori. Amin. Aș vrea să ne ridicăm și câteva suflete, frați și surori, cu voce tare, să se închine Domnului cu rugăciune. Amin. 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 Amin.
Divinul în viețile noastre. Ajută-ne să ne pese pe Hrântul nostru, pe sora noastră. Te rog, binecuvintează-ne ca să ne judecăm pe noi înșine, ca să ne oprici pe tot Părinte pentru mine. Și binecuvântați să fie mântul și cuvântul Tău și mântul noastră. Amin. Amin. Ocupați locurile. Minunat e Domnul meu.
Și ne bucurăm că putem să fim împreună la părtășie în seara asta, să descoperim mai mult din minunățile sale, cum lucrează El. Vă spunem un bun venit la închinare după masa aceasta și doresc să salutăm pe toți cei care ne vizitează. Poate nu vă văd, poate omit pe cineva și nu o fac cu intenție. Pe cine am zărit aici, fratele Marcu din Spania, bine ați revenit acasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar ca să mă asigur că nimeni nu va rămâne nesalutat, vă invit să vă uitați în stânga, în dreapta și să-L binecuvântați pe celălalt în numele Domnului Iisus Hristos. Seara aceasta, după cum cred că deja începem să ne obișnuim, e o seară mai deosebită, pentru că va fi o seară de mărturii. Biserica Baptistă, cel puțin de față, era o biserică ce obișnuia să aibă seara de mărturii de ori înainte de botez. Dar eu cred că Dumnezeu lucrează și în afara botezului și lucrează și după ce ne-am botezat. Amin? Așa că în seara aceasta mă bucur că mai mulți frați și câteva surori doresc să spună cum a lucrat Dumnezeu în viața lor. Va fi o seară în care mesajul principal veți aduce dumneavoastră, cei care veți spune cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră. Și dorim ca în fiecare primă duminică din fiecare lună să ne îmbogățim spiritual, să vedem că Dumnezeu încă lucrează și ne poate încuraja pe cale pe fiecare dintre noi în parte. Rugămintea mea e ca aceste mărturii să fie cât se poate de eficiente, dar comprimate. Întrucât dorim ca mai mulți dintre noi să putem contribui și să ne încurajăm unii pe alții prin cum a lucrat Dumnezeu. Mai întâi de toate ascultăm corul, care va slăvi pe Dumnezeu cu o cântare, iar apoi o primă mărturie dăm ocazia unui frate invalid acum, fratele Elie. Fratele Elie Ginar, veți vedea că e o mărturie vie cum lucrează Dumnezeu, dar care are și el o lucrare în viața lui. Ascultăm corul, apoi pe fratele Elie Ginar cu o primă mărturie. Thank you.
Am spus fratelui Radu că nu o să ies în față, deoarece mă simt mai bine aici și mă și sprijin totodată. Am vrut să nu mă depărtez prea tare de vara anului 2012, când prin harul lui Dumnezeu s-au împlinit 40 de ani de când l-am cunoscut pe Domnul. Și de aceea încerc să fiu cât mai scurt, mai eficient, cum spunea Radu. Întâi însă vreau să am o mică explicație și dacă putem să învățăm de ceva din ceea ce ni se întâmplă, poate că cineva trage o învățătură din ceea ce am tras și eu în zilele acestea. Vrând să fac un bine cuiva, se îmbina ziua cu noaptea și niște surori vreau să pregătească de ale toamnei într-un loc unde nu prea era lumină și eu, cum le am cu electricitatea și cu lumină, am zis, las că fac eu un bine aici. Și m-am urcat pe ceva să agăț o lampă portativă, aducând de la o sursă niște energie electrică, să fac lumină pentru ele. Și următoarea zi, după ce am căzut, mi-a venit următorul catren în minte și vreau să vi-l spun, atunci este suficient ceea ce am învățat eu. Când te afli la înălțime, vrând să faci cuiva un bine, poți să cazi, căci se cuvine să plătești un preț, creștine. Atât cu asta. Vreau să vă spun că harul lui Dumnezeu a fost de partea mea, dragostea lui a fost acolo, că nu s-a întâmplat nimic, deci nu mi s-a rupt piciorul, este doar o entorsă serioasă care necesită să mai stau câteva zile cu glezna în gips și mulțumesc Domnului pentru asta. M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. La vârsta de 5 ani, părinții mei l-au cunoscut pe Domnul. Înainte de aceasta, tatăl meu a fost un ortodox, aș spune, din toate punctele de vedere, a fost cantorul bisericii ortodoxe din Șugag. Deci m-am născut în această comună frumoasă, pe traseul Transalpina, care doriți să treceți pe acolo și când ajungeți la Șugag, faceți o rugăciune și pentru fratele Ilie, că nu se supără. Deci m-am născut acolo, în această familie, în acest context. Părinții mei l-au cunoscut pe Domnul, prin frații ostași care au venit pe Valea Sebeșului în acea perioadă. Poate cu altă ocazie o să pot să spun și mărturia tatălui meu, cum el s-a întors la Domnul, pentru că mama prima dată l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și o mărturie tare interesantă. O să am ocazie altă dată. Vrând să cunosc pe propria răspundere și pe propria piele, cum se spune, ceea ce oferă lumea aceasta, am ținut cont, în inima mea s-au așezat cuvintele mamei mele, rugăciunile mamei mele, lacrimile ei, pentru ca și copilul ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Mai am încă o soră, este la Alba Iulia, cam atâta e familia noastră. Ca să zic și despre copiii care nu mă cunoașteți, am doi băieți, Benny și Elias. Elias este în Statele Unite, Benny este aici cu noi. Revin la mărturia mea. Când la una din seriile de studiu biblic vorbeam despre Apostolul Pavel și cum Dumnezeu i-a ieșit în cale și i-a schimbat macazul vieții lui, cam așa ceva s-a întâmplat și în viața mea și despre momentul acesta vreau să vă vorbesc. Și cred că asta ar fi interesant ca fiecare dintre noi să putem să recunoaștem momentul acela în care Dumnezeu ne-a întors dintr-o direcție în altă direcție. Eram la școala profesională ultimul an la Deva, pregătindu-mă meseria aceasta de electrician, și întrucât eram pasionat pentru muzică, mi-a plăcut muzica mult, intrasem într-un grup, într-o formație de muzică ușoară, cântând la bateria acestei formații. Am prins așa o pasiune pe baterie și pe muzică și pe ritm și pe tot ce înseamnă aceasta. Băieții, colegii mei au fost mulțumiți de mine, așa încât vara următoare au și semnat un contract cu stațiunea Giugiu ca noi să mergem și să cântăm în sezonul estival, la nu știu ce restaurant, acolo. Vă dați seama că eram într-un pericol mare. Încă nu mă predasem Domnului, aveam cunoștință despre El,
Dar să vedeți cum Dumnezeu a intervenit în acel moment în viața mea. Și întrucât terminasem școala profesională, trebuia să mă angajez. Întreprinderea care m-a solicitat pe mine a fost Electromontaj Sibiu. Acesta este momentul, de fapt, când eu a trebuit să renunț la formația aceea de muzică ușoară și să vin la Sibiu. Și de aici toate lucrurile au mers după cum Dumnezeu a hotărât. Și îi mulțumesc lui că acela a fost momentul, ca și lui Saul, când i-a ieșit în față și a schimbat destinul vieții lui. Dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta și mulțumesc că el a fost și este steagul meu de atunci și doresc să fie până la sfârșitul vieții mele. Dacă pot să cânt și o cântare, fratele, dacă este pregătit, o să fie scurtă, v-aș ruga să cântați împreună cu mine. De la început încă o dată, te rog. Dumnezeu este steagul meu, Dumnezeu este steagul meu. Aleluia, aleluia, aleluia. El mi-e steag și el mi-e soartă, eu îl port, dar el mă poartă. Cu cât vântu-i mai semeț, cu atât steagul-i mai măreț. Mic și slab stegar sunt eu, însă steagul-i Dumnezeu, însă steagul-i Dumnezeu. Aleluia, aleluia. Dumnezeu este steagul meu, Dumnezeu este steagul meu. Aleluia, aleluia, aleluia. Iată steagul în vâltoare, plin de rani și de onoare, plin de spinii lui Cezar, plin de strop de becavar. Scrum și pulbere sunt eu, însă steagul-i Dumnezeu, însă steagul-i Dumnezeu. Aleluia, Dumnezeu este steagul meu, Dumnezeu este steagul meu. Aleluia, aleluia, aleluia. Dacă tu ai ochi să vadă, dacă tu ai duc să creadă, iată steagul altului, pleacă-ți fruntea-n fața lui. Tu ești lut și nu sunt eu, însă steagul-i Dumnezeu, însă steagul-i Dumnezeu. Aleluia, aleluia. Amin. N-am știut că fratele Elie are dar de toboșar. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dumnezeu iasă în cale din când în când la fiecare dintre noi. Duminica trecută a fost o duminică în care cei care și-au sărbătorit ziua de naștere în luna august au avut părtășie la subsolul bisericii. Și acolo fratele Ovidiu Durdun a avut o mărturie frumoasă. Duhul lui, asemenea Duhului lui Zorobabel, a fost trezit de Dumnezeu în implicare mai mult în slujba lui Dumnezeu. Frate Ovidiu, împărtășește-ne câteva cuvinte.
Cuvântul Domnului ne spune să fim gata să dăm socoteală oricând de nădejdea care este în noi. Și pentru că fratele Radu m-a provocat duminica trecută să spun câteva cuvinte despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, pe scurt aș vrea să vă spun și poate o experiență sau două în cei 30 de ani de credință. Deci merge de la 40, 30, poate 20. S-au împlinit 30 de ani anul acesta de când l-am cunoscut pe Domnul. Provin dintr-o familie de credincioși și vreau să vă spun că aceasta a fost marea șansă a vieții mele, să mă nasc într-o familie în care am crescut cu cuvântul Domnului, am mers cu părinții împreună la casa Domnului, iar când am ajuns mai măricel și am început să pricep cuvântul Domnului, la vârsta de 13 ani, la o predică a fratelui Iosifson, o predică de chemare la mântuire, mai multe nu știu să vă spun. Ce pot să vă spun este că în acel moment am luat decizia, Doamne, eu vreau să te urmez pe tine până la sfârșitul vieții mele. Aveam 13 ani, n-aveam nici buletin. Pe vremea aceea, dacă n-aveai buletin, nu te prea puteai boteza. Dar prin harul Domnului, în data de 21 martie 1982, încă eram pe strada Măgheranului, la biserica de acolo, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului. Aceasta a fost piatra de temelie a vieții mele. Momentul în care eu am spus, Doamne, la ce ai făcut Tu pentru mine, vreau să răspund cu credincioșie și vreau să-ți dau viața mea în mâna Ta. Nu știam pe atunci că această decizie de a mă lăsa în brațul Domnului avea să fie hotărătoare pentru viața mea mai târziu. La vârsta de 16 ani, viața mea avea să se schimbe în totalitate. Am experimentat pilda pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o despre cel căzut între tâlhari. La vârsta de 16 ani, în timp ce mă întorceam de la o repetiție a corului bisericii, mai aveam 3 minute până acasă lângă niște ghiene de gunoi. Am căzut între tâlhari. Mulțumesc Domnului că nu le-am cunoscut fețele și nu le-am văzut fețele niciunuia dintre acei tineri care, așa ca lumea, își găsesc plăcerea în distracții, în a fi violenți, poate. M-au lovit, am căzut și în timp ce zăceam căzut sub ploaia de lovituri, puteam să văd oameni care treceau pe alături. Așa ca exemplu din Sfânta Scriptură. După ce loviturile au încetat și după câteva minute de inconștiență mi-am revenit, am apucat să zăresc un tânăr la o depărtare de aproximativ 7-8 metri, care stătea deoparte. Și după ce tinerii aceia au plecat, haideți că-l omorâm, lăsați-l că-l omorâm. După ce au plecat, acest tânăr s-a apropiat de mine, așa ca samariteanul milostiv. M-a ajutat să mă ridic și m-a condus până în fața blocului. Nu-i cunosc fața nici acestui tânăr, dar el va fi o mărturie în ziua aceea. Și din acea zi viața mea s-a schimbat. După câteva săptămâni au început temeri, spaime, senzații de frică, oameni care caută să vină să-mi ia viața. Și în acel moment Domnul a început să lucreze în viața mea. Am fost internat la spitalul de copii. O lună jumătate am stat internat și în acest timp nici chiar pe mama mea nu mai recunoșteam. Eram singur și părăsit, dar singurul în care știam că pot să-mi pun încrederea și care nu se schimbă a fost Dumnezeu. Și m-am apucat cu disperare de Dumnezeu. Și el m-a dezamăgit. M-am ridicat, am reușit să termin școala, clasa 12-a. Am reușit să mă angajez.
dar am experimentat viața pe munte cu Domnul, puține clipe de înălțare pe munte, dar cele mai multe momente au fost prin Valea Plângerii. Și cuvântul Domnului ne spune că atunci când aceștia, și este vorba despre noi, străbat Valea Umbrei Plângerii, o transformă în izvoare. Și cred că Domnul s-a folosit de aceste încercări în viața mea ca să fiu o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Așa cum Domnul a făcut lucruri mari pentru mine. Și spunea că o să vă spun două experiențe, poate, din viața mea. Una, vreau să fie o încurajare pentru tineri, în mod special. În Eclesiastru, un verset bine cunoscut de către noi este: bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și mă opresc aici. Mulți ne condamnă, poate, și pe tinerii noștri îi condamnă că nu știu să-și trăiască viața. Că sunt înguși, că sunt încuiați. Vreau să vă spun că Dumnezeu ține așa de mult la noi și la personalitatea noastră și la ceea ce suntem noi ca oameni. Nu ne-a creat niște roboței care să umblăm așa ca telecomandați, ci ne-a creat cu voință liberă. Ne-a creat ca să avem pasiuni, să avem lucruri care, hobby-uri să zicem, și tinerii cu siguranță au hobby-uri. A fi creștin, a fi copilul lui Dumnezeu nu înseamnă să-ți închizi viața, să-ți îngustezi viața. Și eu am spus că vă spun o experiență mai mult pentru băieți. Mi-a plăcut foarte mult fotbalul când am fost tânăr. N-am făcut fotbal, sport de performanță. Mi-a plăcut să joc efectiv, să alerg, să marchez goluri, să câștig multe, multe meciuri cu tinerii din biserica noastră. În anul 1990, câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți, campioană mondială a ieșit Italia. Italia. Și întâmplarea, pot să spună unii, a făcut ca această echipă campioană mondială să vină la Sibiu. Să joace cu Naționala României. Acum să nu credeți că am fost un tânăr care tot pe stadioane toată ziua și la meciuri și... Nu! Domnul Iisus Hristos a fost pe primul loc în viața mea. Dar aveam și această pasiune pentru acest sport. A venit această echipă la Sibiu, nu știu cât dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte. Cordoane de poliție, pază la fiecare intersecție. Iar eu nu aveam bani să-mi cumpăr un bilet la acest meci. Și îmi doream așa de mult să văd acest meci, campioana mondială. M-am dus, am trecut oarecumva de cordoanele de ordine și am ajuns până aproape de poarta stadionului. Dar n-aveam bilet. Și atunci m-am rugat și am spus: Doamne, eu te am pe tine. Tu știi cât de mult vreau eu să văd acest meci? Doamne, eu vreau să văd acest meci, dar n-am bilet. Și am plecat plimbându-mă pe aleile din Parcul Subarin și am luat-o în josul râulețului, care știți, era o zi de toamnă, erau frunze pe jos și mergeam așa gale și dădeam cu picioarele prin frunze. Doamne, eu vreau să văd acest meci. Și loveam cu picioarele prin frunze, erau bilete de la meciuri care le juca formația locală. La un moment dat am lovit cu piciorul și un bilet. Un bilet de fotbal, la meciul de fotbal. Italia, România. Am luat acel bilet, m-am mutat la el și am zis: nu. Nu e adevărat, nu are cum să fie adevărat. Și m-am dus cu acel bilet la poartă. Și portarul a luat biletul, s-a uitat și l-a rupt în două. Și n-am crezut nici atunci: Doamne, cum să fie adevărat? Până când m-am urcat, n-am mai prins un loc, era foarte aglomerat stadionul. Și în timp ce am urcat și printre oameni să văd și eu, erau echipele pe teren. Și Domnul a ascultat acea rugăciune. Acum, luați-o dumneavoastră cum vreți. Eu cred că Dumnezeu nu se implică în fotbal și în jocurile acestei lumi, dar eu cred că Dumnezeu se implică în viața copiilor săi.
Am spus această experiență multor oameni, colegi de servici, prieteni. Mulți nu m-au crezut. Dar să știți că în cer va fi mărturie un om care va plânge și va spune: am ratat meciul România-Italia pentru că am pierdut biletul. Dragi tineri, avem un Dumnezeu care, căruia îi place să se implice în viețile noastre, în cele mai mici amănunte. Nu vă gândiți că avem un Dumnezeu care numai când avem probleme mari și grave, alergând la Dumnezeu să-L rugăm. Dragii mei, implicați-L pe Dumnezeu în orice decizie a vieții voastre și veți vedea că nu regretați. Și încă o mărturie. La vârsta de 18 ani, eram cu pumnul plin de pastile și le luam prin credință. Spuneam: Doamne, eu cred că Tu prin aceste pastile mă poți vindeca. Și îngenuncheam în fața patului și mă rugam: Doamne, prin credințele acestea știu că Tu mă poți vindeca. Și luni de zile, după care la un moment dat am spus: Doamne, eu cred că Tu poți să vindeci. Tu ești același ieri, azi și în veac. Tu poți să vindeci chiar și fără aceste pastile. Și am renunțat la ele. Timp de 6 luni de zile n-am spus la nimeni. Ascundeam injecțiile, ascundeam medicamentele și începeam să mă schimb. De la 100 și ceva de kilograme, am ajuns la 70 și ceva de kilograme. Toată lumea își rovi: ce se întâmplă cu tine? Îți merge așa de bine? Ce-i cu tine? E ok, e ok. Țineam toate lucrurile în inima mea până într-un moment când n-am mai putut de bucurie. Văzând răspunsul lui Dumnezeu și într-o seară i-am mărturisit mamei mele. Greu i-a fost să accepte mamei lucrul acesta, știind prin ce am trecut. Dar am spus: mamă, haideți ca să-L punem pe Dumnezeu la încercare, să-L provocăm pe Dumnezeu și să vedem dacă El poate să facă lucruri mari. Și Dumnezeu a putut. Și sunt în fața dumneavoastră ca o mărturie că Dumnezeu poate, El poate. El este același ieri, azi și în veac. Și așa ca fratele Ilie, și pentru mine cântarea înseamnă mult, enorm de mult. În momentele de greutate și de singurătate, Domnul Iisus Hristos era singura persoană cu care pot să stau de vorbă. Și o cântare dragă inimii mele, ori de câte ori din încercare reveneam în casa Domnului, este cântarea: să-I spun lui Iisus orice durere, ci câteodată te apasă greu. Și doresc să vă rog să cântați împreună cu mine această cântare. Să-I spun lui Iisus orice durere, ce câteodată mă pasă greu. El mă ajută și-mi dă scăpare. El mă păzește de orice rău. Să-I spun să-I spun lui Iisus, Iisus mă scapă de grija mea. Să-I spun lui Iisus, oricâte grijuri ce mă frământ, să-I spun lui Iisus.
Iisus, să-i spun lui Iisus, Iisus mă scapă de grija mea. Să mă înșele, să mă despartă de al meu Iisus. Îi spun în rugă și-astă durere și-a lui putere îmi e de ajuns. Iisus mă scapă de grija mea. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, chinul meu singur nu-l pot purta. Să-i spun lui Să-i spun lui Iisus, Iisus mă scapă de grija mea. Mulțumim, frate Ovidiu, într-adevăr Dumnezeu lucrează, când într-un fel, când în altul. Fratele Ovidiu a spus altceva decât ne-a zis duminică, dar mă bucur și pentru mărturia lui. Duminică ne-a spus, vă zic din culise, o decizie pe care a luat-o. Eu am învățat o frază care merge oricând, când vreau să nu fac ceva. Am copii, nu pot. Și dacă vreau să mă scuz să nu merg într-un loc sau în altul, oricând pot spune fraza aceasta. Am copilași, n-am dormit bine azi noapte și așa mai departe. Fratele Ovidiu ne-a învățat o lecție și anume, indiferent câte scuze ai, nu se merită să lipsești de la părtășia cu frații. Și de câtva timp s-a decis, joia direct de la servicii vine la casa Domnului și a fost o încurajare pentru noi. Să vedem că de piedice la o parte și se implică în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu toți cu disponibilitate. Unul dintre puținii care au scăpat să nu spună mărturie înainte de botez este un tânăr, Daniel Părău. Dar nu scapă în seara asta să spune cum a lucrat Dumnezeu în viața lui și cum vrea să slujească pe Dumnezeu. Frate Daniel, concis, hai în față și spune-ne cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. După ce Daniel va spune mărturia, Andreea Varhan, vara aceasta se încheie pentru ea în România, va pleca apoi acasă, în Statele Unite, va cânta un duet. Pace! Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe fiecare dintre voi să vă umple cu puterea Duhului Sfânt, ca astfel să puteți trăi în această lume în sfințenie. Pentru că e așa de greu în această lume să trăiești în sfințenie. Toată lumea în ziua de astăzi caută altele decât Dumnezeu. Vă mărturisesc că am crescut într-o familie de oameni creștini, oameni cu frică de Dumnezeu.
Am crescut într-o familie unde cuvântul, cântarea, rugăciunea, sfaturile duhovnicești n-au lipsit niciodată. Și în ciuda acestui fapt, totuși m-am confruntat cu lucruri și păcate în viața mea care nu mă lăsau să-L slujesc pe Dumnezeu din toată inima. Și vă mărturisesc că cea mai periculoasă stare pentru un tânăr, pentru un adolescent, este aceea de a fi căldicel, cu un picior în biserică și cu unul în lume. Mi-a plăcut tot timpul să știe lumea că sunt pocăit, dar să știți că de multe ori nu dovedeam lucrul ăsta. Ceea ce mărturiseam nu se reflecta în trăirea mea. La liceu începusem să devin dependent de un sport. Nu știu câți dintre voi sunteți în actualitate cu sporturile astea mai singuratice. Sportul pe care l-am practicat eu timp de 3 ani de zile și care a fost idolul meu a fost skateboarding-ul. Și să știți că în momentul în care îți alegi un sport, e bine să faci sport, dar nu e bine să faci un idol din asta. În momentul în care am ales acest sport, a venit și un anturaj. Orice sport pe care îl alegi va avea și un anturaj. De aceea te sfătuiesc, mai ales aviz tinerilor, adolescenți și nu numai. Aveți grijă ce sporturi vă alegeți. Începusem să fiu dependent de acest sport și pentru că nu eram pregătit spiritual îndeajuns, începuse să mă prindă tot mai mult. Și mi-am dat seama că 80% poate din viața mea era dedicat acestui sport. Mergeam la școală, îmi lăsam ghiozdanul, nu verificam nicio temă decât seara pe la ora 10 când ajungeam acasă. Îmi era frică să vin mai târziu, că am și pățit odată, dar n-am vrut să iau aminte la cuvintele lui Dumnezeu, care erau atât de practice. Și parcă toată viața mea se învârtea în jurul acestui sport. Vreau să am cel mai bun skateboard, să am cele mai tari haine de firmă când apar pe acolo să fiu. Să știți că foarte ușor, foarte ușor diavolul poate să intervină în viața noastră prin lucruri de genul. Se zice că când vine păcatul, nici nu simți cum te înfășoară așa de lesne. Mai târziu, pe clasa a 10-a, Dumnezeu a început să mă cerceteze tot mai mult și tot mai mult. Să știți că în timp ce practicam acest sport și în timp ce mă preocupa, slujeam și aici în față, la tineret. Și de fiecare dată când veneam, simțeam așa că parcă nu pot să dau tot Domnului. Parcă inima mea nu-i predată în totalitate Domnului pentru că eu mă ocup cu altceva decât cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciunea. Nu mă îndeletniceam cu aceste lucruri. Noi ne-am obișnuit să-i oferim lui Dumnezeu ultima parte. Doamne, mai am un sfert de oră și mă pun în pat. Îți dau ție 5 minute. Și mai citesc 5 minute din Biblie. Slăvi să fie numele Tău. Ajută-mă mâine. Și Dumnezeu nu vrea asta din partea noastră. Pe clasa a 10-a am decis să mă botez. Ceva m-a împins spre a face acest pas. Și am vrut să fiu și eu în rândul celor aleși. Dar vă mărturisesc că în momentul în care am făcut botezul, n-am fost născut din nou. Și poate sunt dator să vă spun lucrul ăsta. În momentul în care m-am botezat, simțeam ceva pentru Dumnezeu, dar nu avusem niciodată o naștere reală din nou. Să simt că îmi arde inima pentru Dumnezeu, să simt că nu mai pot trăi fără Dumnezeu. Și după ce m-am botezat, au trecut 2 ani de zile și L-am cunoscut pe Dumnezeu într-un mod real.
Vă mărturisesc că pacea și bucuria pe care mi-a dat-o Dumnezeu în momentul în care m-am născut din nou, eram într-o tabără și Dumnezeu mă chemase să slujesc în acea tabără. Erau 20 de tineri adolescenți, toți nepocăiți. Nu cunoșteau pe Dumnezeu, nu știau despre Dumnezeu. Și acolo s-a întâmplat ceva extraordinar. Am fost împreună cu familia Marian. Și acolo s-a întâmplat ceva extraordinar. Cuvântul lui Dumnezeu atât de puternic a fost acolo și prezența lui Dumnezeu a fost din abundență, încât nu mi-a venit să cred că văd 20 de tineri adolescenți care își plâng păcatul înaintea lui Dumnezeu, care toată viața lor n-au știut nimic altceva decât să trăiască în lume, pentru că asta au primit din partea părinților lor. Și în momentul ăla Dumnezeu m-a cercetat. S-a terminat sesiunea și a doua zi m-am pus să mă culc și a doua zi, când m-am trezit, atunci a decis Dumnezeu să provoace această naștere din nou în inima mea. Am trecut printr-o încăpere, încăperea unde era locul de închinare și am trecut așa pe lângă chitară, m-am uitat așa un pic la ea și m-am dus mai departe. Și nu știu din ce motiv m-am oprit. Și m-am întors înapoi. Și am luat acel instrument în brațe. Mi-amintesc și acum. Și am început să cânt o melodie. Ascultă, Doamne, lauda mea. Să știți că de multe ori venim înaintea lui Dumnezeu și cântăm, dar nu cântăm cu inima. Nu cântăm cu sufletul. Și poate că atunci a fost primul moment în care am cântat cu toată inima mea. N-am putut să duc melodia până la capăt, pentru că prezența lui Dumnezeu simțeam cum îmi umple inima. Și am izbucnit în lacrimi. Vă mărturisesc că din acel moment Dumnezeu mi-a schimbat viața în mod real. Și vă mărturisesc că de atunci l-am cunoscut pe Dumnezeu într-un mod în care nu-L cunoscusem niciodată. Am un gând dintr-o trăire pe care am avut-o și vreau să vi-l citesc. Mă simt pustiu și gol, deși am tot. Toate binecuvântările pe care mi le-ai dat Tu, nu pot să umple golul care încet, încet își lasă amprenta acolo unde trebuia să fii Tu. Deși am crescut de mic în cuvântul Tău și am știut despre Tine, totuși prea puțin Te-am cunoscut. Dar îți mulțumesc că acum 2 ani de zile m-ai ales să Te cunosc în mod real și să fiu născut din nou. Acum e dor să țin fiorul Tău, Duhul Sfânt. Lucrurile acestui pământ trecător mă fac să simt dorul, pentru că vrând nevrând le-am îmbrățișat. Îmi amintesc acum că mi-ai spus odată, ostașul meu, te văd urcând spre mine pe trepți de aur și îmi place de tine. Dar dacă te vei depărta de mine, tot ce ai făcut pentru mine va însemna zero. Cum, când și de ce am ajuns așa, Domnul meu? Acum, Doamne, să știi, Te iubesc din toată inima. Am gustat din Tine și știu că ești bun, dar Te rog, înnoiește-mă din nou. Așa cum Ți-ai amintit de tâlharul de pe cruce, când ai ajuns în cer, Te rog, amintește-Ți și de mine. Știu că sunt o scârbă, un vierme, un fariseu fățarnic, un păcătos din fire ce iubește păcatul și arde de plăcerea lui. Sunt un îngânfat, murdar și trufaș. Mă consider ceea ce sunt, un om plin de păcat. Te rog, scapă-mă de mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă bucur că am putut să împărtășesc mărturia vieții mele, cea care contează, cea care va rămâne, cea care va dăinui și cea care, cred eu, odată sus în cer, Dumnezeu va spune, vino rob bun și credincios. Amin.
Mulțumim, Dani. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Și cred că vă aduceți aminte de curând, fratele Pavel a fost încercat de Dumnezeu sau binecuvântat. Nu știu, noi ca biserică am fost binecuvântați să ascultăm că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Frate Pavel, după ce Andreea va cânta o cântare, un duet de fapt, fratele Pavel ne va spune cum a lucrat Dumnezeu, iar apoi un trio. Ce să spun, o Doamne mare, pe genunchi mă pun și stau până mă doare. Și gânduri adun în mintea mea plină și lacrimi îmi pun și vocea-mi suspină. Știu greșel ce-am făcut și știu că te doare. Vreau să lupt zi de zi, dar parcă firea nu moare. Aș fura de aici către vorba senină. Vreau să merg spre lumină. Vreau să merg spre lumină. Privesc spre ceruri zi de zi, ce am în inimă, Tu știi, prin Tu, o Doamne, să mă iert. O ține-mă la piept, cum știi, ridică-mă între cei vii, leagă-mi Tu rănile ce spre ceruri zi de zi, ce am în inimă, Tu știi, vrei Tu, o Doamne, să mă iert. O ține-mă la piept, cum știi, ridică-mă între cei vii, leagă-mi Tu rănile ce dor. Nu mă duc nicăieri, eu te am doar pe Tine. Doamne, Tu m-ai creat, Tu ești cel ce mă ține. Nu lăsa Tu nimic, Doamne, să ne despartă. Vreau să-ți dau viața toată. Vreau să-ți dau viața toată. Privesc spre ceruri zi de zi, ce am în inimă, Tu știi, vrei Tu, o Doamne, să mă iert. O ține-mă la piept, cum știi, ridică-mă între cei vii, leagă-mi Tu rănile ce dor. Ești Domnul meu, mă-nchin doar Ție. Vecie. Privesc spre ceruri zi de zi, ce am în inimă, Tu știi, vrei Tu, o Doamne, să mă iert. O ține-mă la piept, cum știi, ridică-mă între cei vii, leagă Tu rănile ce dor. Ceruri zi de zi, ce am în inimă, Tu știi, pe Tu, o Doamne, să mă iert. O ține-mă la piept,
Domnul să ne binecuvinteze părtășia de care avem parte. Să știți că încercarea n-a fost pentru mine. Eu am fost aproape de cer. Încercarea a fost pentru soție și pentru familie și pentru biserică, pentru toți cei care îmi sunteți dragi. Și citind cartea lui Andrei Pătrâncă, vă recomand să o citiți, foarte frumoasă, în ultima sau penultima meditație m-am regăsit și în alt capitol, de acolo spune Andrei: am auzit cu mare durere despre doi prieteni, două cunoștințe care au făcut infarct. Și uitându-mă la data care a scris cartea, care a scris însemnarea respectivă, mi-am dat seama că unul din cei doi eram eu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că suntem din nou împreună, este harul lui. Într-o ocazie eram într-un aeroport și am auzit doi tineri discutând și m-a uimit profunzimea la vârsta aceea. Îi spunea el ei: dragă, te iubesc așa de mult că aș vrea să mori înaintea mea, să mor tu primă. Și am rămas stupefiat. Păi asta e declarație de iubire? Adică vrei să moară ea prima? Și pe urmă am realizat de fapt ce înseamnă durerea de a rămâne fără cel drag. Și soția mea, care a trecut prin această situație, vă poate povesti multe în privința aceasta. M-am dus la servici într-o zi de luni și am spus soției: la despărțire îți doresc să ai o zi liniștită. Și am accentuat: ai auzit? Îți doresc să ai o zi liniștită. Am ajuns la servici și din momentul acela nu mai știu nimic. Băiatul meu, care era cu mine, mi-a făcut masaj cardiac, începusem să vomit, îmi curăța gura și a dat telefon după cei de la SMURD. Au venit și acolo pe pardoseala cabinetului mi-au făcut injecții intracardiac cu adrenalină, mi-au făcut 3 electroșocuri și la al treilea electroșoc inima a început să dea semne că vrea să-și revină. M-au dus la spital aici și mi-am revenit pentru foarte scurt timp, adică am revenit la viață, la conștiență. Și tot ceea ce mi-aduc aminte este că am văzut chipul soției deasupra mea și spunea: bine ai revenit printre noi. Și pe urmă, din nou m-am cufundat în somn. M-am trezit la Târgu Mureș și când m-am trezit, mi-am dat seama, uitându-mă în jur, zic, sunt în spital, fiind medic, mi-am dat seama că ceva grav s-a întâmplat cu mine. Și am început să mă autoexaminez. Mișcam degetele, văd că degetele mișcă. Mișcat mâna, capul, picioarele. Zic, din punct de motor, este bine. M-am pișcat de câteva ori și senzitiv e bine. Și acum am vrut să verific psihic, sunt afectat sau nu. Și am început să-mi rememorez persoane, evenimente din activitatea profesională, din cântări, și acolo pe pat îmi venea să stric de bucurie că Dumnezeu mi-a lăsat mintea întreagă. Fac o paranteză, medicul care m-a văzut aici la Sibiu a întrebat-o pe vecina de-a mea care e în tratament la el: mai e întreg la minte? Mulțumesc lui Dumnezeu că mai sunt întreg la minte. Și fiind acolo în spital, mi-am dat seama că în timp ce încercam să rememorez versete din Scriptură, mi-am dat seama că de fapt îmi lipsește Scriptura, că oricât ar fi de bună memoria,
noapte trădează, ați văzut și azi dimineață. Și încercând să fixez gândurile pe așa, să le dau un contur, mi-am dat seama că îmi lipsește pixul și hârtia. Eu sunt un om care scriu foarte mult. Pe urmă, lipsea telefonul. Să iau legătura cu cei dragi. Lipsea ceasul să mă orientez în timp. Și când a venit Carmen, i-am spus, te rog să-mi aduci Biblia, pix, caiet, telefon. Și zice, da, pianina, nu vrei? În timp ce așteptam Biblia, mi-am adus aminte de niște experiențe ale înaintașilor noștri. Și vreau să vă spun două sau trei dintre ele. Când eram tânăr, în urmă cu mulți ani, un frate predicator a venit la biserică și ne-a povestit, și foarte interesant, el a fost închis pentru că răspândea Biblie. Și a ajuns la închisoare și cel mai mult mi-a lipsit Biblia. Motivul pentru care, de fapt, a fost închis. Și când am ajuns acasă și am putut din nou să țin Biblia pe genunchi și să citesc în ea, a fost cea mai mare bucurie din viața mea. Spunea și tânărul dinainte, să prețuim aceste momente de libertate, de faptul că avem Biblie, pentru că ceea ce vreau să vă spun, următorul exemplu, este o scurtă biografie condensată a unei evreice creștine care a ajuns în lagăr. De evrei era urâtă pentru că era creștină, de ceilalți era urâtă pentru că era evreică, mai ales de conducătorii lagărului, care îi urau foarte mult pe evrei. Și fiind creștină, spunea cu un ciot de creion care l-am găsit acolo, pe niște bucăți de hârtie care l-am găsit acolo, mi-am notat toate versetele care mi le aduceam aminte. Și la un moment dat nu eram mulțumită. Și m-am îndreptat către unul gardian SS și în timp ce mă îndreptam către el mi-a spus, stai, stai că trag! Și eu mă îndreptam către el, stai că trag! Mă îndreptam în continuare către el. Și m-a întrebat, ce vrei? Și zice, nu știu cum am avut îndrăzneala să-i spun, o Biblie. Mâine să cauți în groapa aceea. Și a doua zi, în groapa aceea a găsit o Biblie. Cum credeți că un gardian SS poate face așa ceva? Doar mânat de puterea lui Dumnezeu. Și fiindcă azi dimineața am celebrat masa Domnului, vreau să vă spun și o întâmplare legată de tot oameni care au fost închiși și care își doreau enorm de mult să participe la masa Domnului. Fratele Wurbrand povestește cum ce mi-era așa de dor și nouă tuturor care eram în celulă acolo. Și am hotărât într-o zi să celebrăm cina Domnului. L-am ales pe cel mai sfânt dintre noi, Vișchi. Și l-am pus pe spate și am făcut din pieptul lui altar. Pâinea din rația zilnică n-a fost problemă. Am luat marmeladă și am diluat-o cu apă și ăsta a fost vinul. Și așa am avut părtășie la masa Domnului. Noi avem toate condițiile. În fine, primesc Biblia de la Carmen și toate celelalte lucruri cerute, minus pianina, și încep să citesc cu răgaz, cu liniște, și un personaj drag mie, prin viața lui, prin scrierea lui, este regele psalmist David. Și am citit psalmul 34, un psalm care mi-e foarte drag. Și acolo spune un psalm alcătuit de David, știți cu ce ocazie?
când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. În psalmul acesta, un anumit verset spune: Îngerii Domnului, sau Îngerul Domnului, tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Și acum vreau să vă spun că lucrul acesta a fost și este o realitate pentru mine. Când eram tânăr, mereu mi-aduc aminte de tinerețe, a fost un frate, Jean Stăneschi, care a scos cărțile Cântele Triumfului. Poate unii dintre dumneavoastră vi-l mai aduceți aminte. Și mi-aduc aminte de o predică în care vorbea despre îngeri cu poșetă. Cum vă imaginați dumneavoastră îngerii cu poșetă? Și atunci am zis, stai că Dumnezeu face îngeri din slujitorii lui, din vânt, din flăcări, din orice. Și am realizat și pot să vă spun că am cunoscut îngeri cu mașină. Un frate pastor a dus-o pe soția mea la Târgu Mureș, mergea în urma mașinii Smurd care mă ducea acolo. Alt frate pastor m-a adus de la Târgu Mureș și acasă. Niciunul încă n-a apucat să-mi cânte prohodul. Alți îngeri, îngeri în halat alb, care au lucrat la revenirea mea la viață. Îngeri, veniți în vizită la mine. Din Târgu Mureș, în urmă cu iară mulți ani, am făcut un stagiu acolo la Târgu Mureș, un curs de pregătire, de fapt, și m-am dus la biserică acolo. Și două luni de zile am lucrat cu corul de acolo. Și colegii mei de cameră mi-au spus, unde te duci? Mă duc la biserică, dacă vreți, haideți cu mine. Hai că venim, să vedem cum e. Și zic, da, dacă veniți, trebuie să stați puțin mai mult, că după biserică eu am repetiții cu corul. Bine, au stat. Și ne pregăteam pentru sărbătoarea Paștelor. Și după un timp am avut sărbătoarea. Și am chemat, zic, haideți să vedeți. Și când au venit, a zis, măi, nu sunt aceiași oameni, nu se poate. Nu sunt aceiași oameni, că noi am auzit cântând atunci și acum e cu totul altceva. Și vă bărbătesc cu ocazia asta și vă provoc. Veniți la ceea ce ați auzit azi dimineață. Între atâția îngeri, trebuia să fie și un arhanghel, nu? De fapt, o arhanghelă care a fost soția mea și care a fost îngerul care a vegheat în jurul meu. Vreau să vă mărturisesc câte ceva din spital. M-am trezit, v-am spus, m-au adus după nu știu cât timp într-un salon și erau vreo 8 paturi acolo, toți eram foarte grav. Eu eram cu mască de oxigen, legat la mâini, cu toate aparaturile monitorizat. Și lângă mine era un bătrân, capitan, fost capitan, care mă întreba, oare de ce e aici? Și pe măsură ce trecea timpul, mi-am dat seama că, de fapt, mai gravă decât boala de inimă, era un blocaj renal care vedeam de la zi la zi cum se instalează, cum devine tot mai confuz, pe urmă cum a intrat în comă și cum a murit lângă mine, lângă patul meu,
cu gura căscată într-un efort extraordinar de inspirație. Dacă ați văzut peștele când îl scoți din apă, cum moare încercând să ia apă, așa a murit acest om. Și i-am făcut o baladă. Vă spun prima strofă din ea. Te-ai stins ca lumânarea topită în propriul său. Azi, în 112, ăsta era salonul în care eram noi, tot azi la Dumnezeu. Fiindcă am realizat ce diferență mică este între viață și moarte. Niciun lat de mână. Azi, în 112, tot azi, la Dumnezeu. Și pe măsură ce trecea timpul, parcă tot mai mult Dumnezeu îmi dădea bucurii, am venit acasă și am început să mă plimb prin curte. Nu vă spun, acolo la spital, ce bucurie a fost prima masă care am putut să o mănânc. Prima baie, mă uitam la mine și ziceam, mâinile acestea, picioarele acestea ar fi trebuit să fie putrezite. Și uite Dumnezeu încă le face să miște. Slavă ție, Doamne! Pe urmă, venind acasă, mă plimbam, prima dată prin curte, ce bucurie a fost când am putut să dau primul ocol în stradă acolo. Acum mă plimb aproape în fiecare zi, de două ori până în Subarin, mă întâlnesc pe unul pe altul și împărtășesc ceea ce vă spun dumneavoastră. Și fac o paranteză, cred că Apostolul Pavel, nu știu de câte ori, a repetat minunea care i s-a petrecut pe drumul Emausului. Suntem datori, așa cum cei dinaintea noastră au făcut-o, să spunem ce ne-a făcut Domnul. Și am o temere în mine, că parcă vreau tot mai mult. În același timp îmi dau seama că Dumnezeu a avut un har față de mine. Vă spun că mă visez noaptea că alerg. Eu n-am voie să alerg, dar visez că alerg. Visez noaptea că cânt. Și acum, în ultimele două duminici, am început să mor mai așa cumva și parcă revine glasul, slavă Domnului, și îți spun, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat și îți mulțumesc pentru ce mi-ai luat. Vreau să vă spun un verset, de fapt aveam mult mai multe să vă spun, dar versetul acesta din cartea lui Isaia a fost versetul care mi-a fost toiac și mieste. Este din întâmplarea cu regele Ezechia, când profetul Isaia vine la el și spune, puneți casa în rânduială, căci vei muri. Este un gând care mă preocupă de foarte multă vreme. Să fii pregătit, să ai casa pusă în rânduială, căci vei muri. Precis vom muri. Și am zis că pe crucea mea ar trebui să scrie așa, născut în 47, decedat în 29 mai 2012. Pe urmă, iară, născut în iunie 2012, o linioară din nou, știți, linioara aceea reprezintă toată viața unui om. O linioară din nou și până când Dumnezeu va vrea să mă cheme la El. Dar ceea ce nu scrie pe cruce și ceea ce scrie altundeva este născut din nou. Cum spunea tenorul, născut din nou. Și asta contează. Asta îți va spune, îți dă certitudinea că Dumnezeu va spune, bine, rob bun și credincios. Și vă spuneam despre prorocul Ezechia, Dumnezeu îi spune, pune-ți casa în rânduială că îți vei muri. Și Ezechia începe să plângă. Și face o rugăciune lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl ascultă, îl trimite pe Isaia, îi pune o turtă pe rană, rana se vindecă. Și Ezechia în Isaia, vă rog să citiți,
Este superbă cântarea care o face Ezechiel, o cântare de mulțumire. Vă spun un verset din ea. Prin îndurarea ta, Doamne, se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dăruiești iarăși viață. Când m-am prins de versetul acesta, am fost convins că Dumnezeu, care este credincios, l-a pus acolo pentru mine. M-am bucurat de el, mă bucur de el și vreau să mă bucur în continuare. Timpul, nu vreau să abuzez de dumneavoastră, abia aștept momentul când o să pot să și cânt. Domnul să vă binecuvinteze. Trio. Da, până vine trio, timp în care facem și lucrul pe care noi îl facem de obicei, ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul trioului, m-am gândit să o provocăm și pe sora Carmen. Nu e regizat. Sora Carmen, un gând. În perioada asta, ce ați învățat? Cum ați trecut peste? Și apoi trio, timp în care ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Dragii mei, pentru mine încercarea prin care am trecut a fost un cutremur. Și să știți că în situații din acestea am strigat către Dumnezeu în situația asta și am spus, Doamne, eu nu sunt pregătită să mă despart de soțul meu încă. Te rog să mi-l redai, indiferent. Și dacă mi-l lași într-un scaun cu rotile, pentru că realizam ce se putea întâmpla, te rog să mi-l lași încă în viață. Am să-l îngrijesc ca pe o, tot ce am mai scump. Oricum, nu mă lasă mi-l încă în viață. Și în această încercare, un gând m-a însoțit mereu și am spus, Doamne, oricare ar fi voia Ta, Te rog să mă ajuți și Te rog din toată inima să mă ajuți să o primesc, să mă smeresc înaintea Ta și chiar dacă Tu îmi vei lua soțul de lângă mine, eu nu voi renunța niciodată la Tine. Și Dumnezeu m-a răsplătit mai mult decât mi-aș fi imaginat vreodată. Dumnezeu să fie slăvit și să știți că pot să spun din toată inima, Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Amin. Trio. Thank you.
mărturisesc ce mi s-a întâmplat ani în urmă. Adică ni s-a întâmplat. Am trăit în pace, în liniște, cu soțul meu. Când a venit duminica cinei, în dimineața aceea ne-am certat. Luna asta așa s-a întâmplat. A doua lună, tot așa, toată luna, trăiam în pace, în liniște. Cum se întâmpla, nu știu. Iară ne certam în dimineața zilei de cină. Iară n-am luat cina pentru a doua lună. În a treia lună, din nou, același lucru. Eram la cor și așa un străfulger mi-a venit și, Doamne, Satana vrea câștig de la noi. Te rog să ne ierți, să ne curățești cu sângele Tău și nu ne ține și ajută-ne să putem să stăm la această sărbătoare a morții și a învierii Tale. Să fiu sigură. Am făcut două bilețele. Da și nu. Să iau cina sau să nu iau. După ce m-am rugat de iertare. Nu spun asta ca să faceți o regulă pentru a trage la sorți. Dar atunci așa am procedat. Și am zis, Doamne, ca să fiu sigură că e răspunsul de la Tine, eu o să-mi trag de trei ori, dar vreau, nu odată într-un fel, odată în altul, să-mi iese de trei ori același răspuns. Da sau nu? De trei ori mi-a ieșit același răspuns. Da. Și am dat slavă lui Dumnezeu. Poate că și alții trec prin asemenea situații. Și vreau prin aceasta să fie încurajați să nu lase câștig de la, pentru cel rău, căci Dumnezeu este biruitor și este cu noi și ne ascultă ori de câte ori ne smerim înaintea Lui. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Important este să fie două bilete, nu numai unul. Seara aceasta e o seară de mărturii. Mă bucur pentru toți cei care ne-ați încurajat pe calea Domnului, cum a lucrat Dumnezeu. Ar mai fi încă două mărturii, dar le lăsăm pe data viitoare. Iosif are o mărturie frumoasă. Cum Dumnezeu a lucrat în viața lui prima duminică din luna octombrie, de-abia așteptăm, și sora Crucița de asemenea. În seara asta împreună cu noi este un frate de la Cluj, fratele care lucrează împreună cu Fundația Speranța. Probabil ați auzit de ei, sunt cei care lucrează în diferite locuri ale lumii și în România, merg și cântă. Încheiem seara aceasta cu o mărturie din partea celor de la Speranță și cu o provocare totodată. Slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Mă numesc Rec Robert Daniel, sunt reprezentant al misiunii Speranța. Și în următoarele 12 minute v-aș ruga să priviți lucrarea misiunii Speranța din România, ceea ce fac ei în România, turneele din țară, precum și ajutorarea celor de dincolo. Apoi voi reveni cu câteva cuvinte.
și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea pe care le-ați văzut sunt cu putință datorită sprijinului financiar al multor frați și surori și implicarea foarte multor biserici din România și din străinătate. Vă aduc salutul fratelui Gabriel Gorcea, salut care spune să-L slujiți pe Dumnezeu cu toată inima și cu tot cugetul dumneavoastră. Fiind în turneu plecat cu speranța, am văzut sub foarte multe suflete care se întorc la Dumnezeu. Rugați-vă, vă rog, pentru misiunea Speranța, pentru cei care se întorc la Dumnezeu în aceste turnee, ca Dumnezeu să binecuvânteze, Dumnezeu să fie alături de ei. Este o muncă foarte grea. Noi de multe ori, poate, în unele localități, mergem pe stadion, ascultăm cântările, predica, voi plecăm. Dar este o foarte, foarte multă muncă cu luni înaintea începerii turneului, în timpul turneului și chiar după turneu. Rugați-vă pentru misiunea Speranța și rugați-vă, vă rog frumos, pentru cei care se întorc la Dumnezeu în urma acestor turnee. La ieșire am foarte multe CD-uri și DVD-uri, CD-uri cu muzică corală pentru copii, cu fratele Liteanu, Laudă și Închinare, Speranța 35 și Gabi Gorcea și Prietenii, volumul 9, care este tot Speranța, sunt ultimele volume apărute de la Speranța, precum și acest DVD-ul, Misiunea Speranța pe 2011, care prezintă lucrarea fraților din străinătate, la Misiunea Speranța de dincolo și din România. Acest DVD se poate achiziționa contra unei donații de minim 5 lei. Cei care doresc să doneze mai mult pot să o facă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Spunea fratele Radu aici că l-a ascultat pe fratele și spunea că copiii pot fi un impediment în lucrarea lui Dumnezeu. Sau putem spune, avem copii și să facem în aceasta o scuză. Gabriel Gorcea are 4 copii, dar totuși aleargă în turnee în America, în Asia, în Africa, în România și peste tot. Rugați-vă pentru el și familia lui, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și ca un ultim îndemn, sfat sau mustrare, prin rugăciune, post, donații și cumpărare de CD-uri, putem ajuta lucrarea Misiunii Speranța. Prin descărcarea de muzică de pe internet, nu putem ajuta lucrarea Misiunii Speranța. Îi mulțumesc pentru această primire fratelui Radu și bisericii dumneavoastră. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe voi toți. Amin. Consider după masa aceasta o binecuvântare pentru biserica locală. Probabil cineva va spune, măi, dar nu a fost nicio predică. Eu spun invers. În seara aceasta au fost 4 predici. Și mă gândesc la un aspect pe care îl întâlnim în Noul Testament. Domnul Iisus s-a apropiat de un om nevăzător, face o lucrare de vindecare și apoi îl trimite să predice. Și știi ce mesaj i-a dat? Du-te și spune ce ți-a făcut Domnul. Cred că mărturia personală în zilele noastre este cea mai eficientă lucrare de evangelizare. Se fac tot felul de lucrări de evangelizare bune, dar mărturia personală este foarte, foarte eficientă. Pentru că prin mărturia aceasta, semenii noștri văd că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, un Dumnezeu care intervine în viața fiecăruia. Și mai învățăm ceva din mărturiile acestea. Potrivit cuvântului de dimineață, pe mine m-a cercetat studiul acesta când am făcut, este foarte important să ne cunoaștem mai bine. Am pretenția că vă cunosc bine pe mulți dintre dumneavoastră. Dar până acum n-am aflat că Ilie Jinaru a fost un toboșar. Și asta mă încurajează că formația de suflători va avea și toba aia. Se face bine la picior și poate zocare și să-l văd pe Ilie cum bate toba. Vreau să reactualizez anunțul de dimineață. Spunea un frate, măi, ați făcut o greșeală. De ce nu ați lăsat și surorile să fie la întrunirea voastră? Noi avem pretenția că există o bună colaborare și toate surorile au aflat ce s-a întâmplat la întrunirea noastră. Dar era bine să fiți și dumneavoastră, că am conștientizat că dumneavoastră puteți fi motorul care să impulsionați pe soții dumneavoastră, pe copiii dumneavoastră să se implice în lucrarea aceasta. Au trecut lunile de vacanță, începem în forță. Și am o recomandare pentru toți părinții. Este bine copilul nostru să fie crescut în temere și în activitate în slujba Domnului. Fratele David ne spunea,
că este foarte bine să anunțăm părinții să-și motiveze copiii să învețe la un instrument. Mi-aduc aminte, generațiile trecute erau preocupate în a învăța un instrument. Acum foarte puțini mai știu să cânte la un instrument. Iată o oportunitate. Se reiau antrenamentele, spun eu cu ghilimelele de rigoare. Sâmbătă, corul bărbătesc. Joi, catecheza. Ne bucurăm că încă cuvântul lui Dumnezeu lucrează și toți cei care vor să se pregătească în vederea botezului, care dorim să aibă loc, să vină la pregătire. Joi la ora 6. Și toate celelalte activități, fie să-și câștige slava Domnului în urma lor. Aș dori să ne ridicăm, să mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările de care ne-a făcut parte și în această zi. Tată Ceresc, slăvesc numele Tău și vreau să-ți mulțumesc că Tu ești Cel care asculți rugăciunile și ziua de astăzi, pentru mine și cred că și pentru frații mei, a fost o reală binecuvântare. Am cântat împreună, ne-am rugat împreună, ne-am cercetat prin cuvântul Tău, am stat la masă împreună. Doamne, îți mulțumim și pentru mărturiile acestea prin care ne cunoaștem mai bine. Vrem să Te glorificăm pe Tine prin felul în care lucrezi în viețile noastre. Și îți mulțumesc pentru toți frații care au depus aici mărturie și pentru toți. Ajută-ne să fim o mărturie vie pentru semenii noștri, ca toți să vadă modul minunat în care Tu lucrezi în viețile noastre. Îți mulțumim și pentru ceea ce ni s-a prezentat vis-a-vis de lucrarea speranței. Doamne, oameni dedicați, Te rog din toată inima, Tu să-i motivezi în continuare, să-i sprijini, să-i binecuvintezi. Îți mulțumesc că Tu vei pune pe inima multora să se implice în rugăciune, dar și în mod financiar, ca și această lucrare să continue tot mai mult spre slava și onoarea numelui Tău. Pe noi ne-ai binecuvântat într-un mod deosebit, dar vedem că nu tot așa este pe toate meridianele Pământului. Te rugăm și pentru cei nevoiași, Doamne, îndură-Te de ei. Iar pentru cei care nu Te cunosc, fie binecuvântarea cuvântului să le schimbe viețile. Și îți mulțumim că Tu ești Domnul. Doamne, în urma unei zile binecuvântate ne despărțim. Ne așteaptă o săptămână în care dorim călăuzirea și protecția Ta și să ne ajuți să ne îndeplinim mandatul, să slujim de laudă slavei Tale. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână.